Un fost ministru al apărării din Republica Moldova îl acuză pe George Simion de legături cu serviciul secret rus. Acesta ar fi reprezentat și motivul pentru care liderul AUR a fost expulzat din țara vecină în 2015, susține Anatol Șalaru. După ce George Simion ar fi fost monitorizat câțiva ani la rând, s-ar fi aflat de mai multe întâlniri clandestine pe care le-ar fi avut cu oamenii din serviciile rusești. Însă, într-o reacție pentru Adevărul, AUR a negat toate acuzațiile la adresa lui Simion. Informațiile privind relația lui George Simion cu serviciile secrete din Rusia ar fi fost scoase la iveală de Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova. O întâlnire între liderul AUR și un șef din FSB ar fi avut loc în 2011, iar aceasta nu ar fi fost singura ocazie în care Simion a stat la aceeași masă cu reprezentanții ai Serviciului Federal de Securitate. Era perceput ca un unionist. Unionist din România care vrea unirea cu, așa-l percepeam și eu. Șocul cel mare a venit atunci când el a fost expulzat din Moldova și nu mi-am dat seama de ce. Și atunci eu, fiind deputat, am mers, am avut o întâlnire cu directorul de la SIS și pe care l-am întrebat de ce și-a permis să îl expulze. Și el mi-a spus, zice, George Simion este monitorizat de mulți ani de serviciile din Moldova, de serviciile din Ucraina, care au fixat și i-au trimis datele și în Republica Moldova și probabil și în România, că în 2011, nu mai știu luna, George Simion la Cernăuți s-a întâlnit cu rezidentul FSB-ului. Iar el mi-a zis, chiar la noi în Moldova, George Simion se întâlnește des cu Marc Tkaciuc, care era omul serviciilor rusești și probabil că s-a mai întâlnit. Autoritățile de la Chișinău l-au expulzat în 2015 pe George Simion. Acesta a primit interdicție de reintrare în Republica Moldova pentru 5 ani. Decizia a fost însă anulată în 2016. Apoi 2018 a venit cu o nouă expulzare pentru George Simion, care expiră anul acesta. La acel moment a fost acuzat de comportament agresiv la vama moldovenească și chiar au fost invocate motive de securitate. N-am vrut să mă împac cu ideea că George Simion, în care credea atâta lume, ar fi cumva un provocator al serviciilor rusești. Dar când am văzut ulterior toate acțiunile lui, încercările lui de a destabiliza situația și de a compromite unioniștii. AUR neagă toate acuzațiile și a transmis pentru Adevărul că George Simion, spre deosebire de domnul Șalaru, are o biografie publică lipsită de pete sau tonuri de gri. Ba mai mult, pun sub semnul întrebării mărturisirile fostului ministru moldovean, spunând că imaginația acestuia îi joacă aceleași feste acum ca și în vremea când își îndeplinea mandatul oficial la curtea unui oligarh aflat acum pe fugă.